Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem de data aceasta care vor fi energiile acestei lecturi cu titlul Tu și el sau ea încotro. Da? Haideți să vedem despre ce poate fi vorba în această citire. Pentru toți cei care priviți la acest video, cei care sunteți într-o conexiune de iubire cu cineva special din viața dumneavoastră și vă doriți să știți mai multe despre această conexiune, da, încotro se va orienta ea, sau pentru cei care sunteți singuri, singure, văd că și voi vă doriți să știți dacă se apropie de voi o ocazie unică, o ocazie pe care doriți să o cunoașteți cât mai repede, și anume aceea de a întâlni persoana voastră dragă. Sau pentru cei care sunteți în separare de partener, de parteneră, și simt că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va dori să revină în viața dumneavoastră în perioada următoare. Haideți să vedem, dragii mei, despre ce este vorba pentru voi. Da, iată că vorbim aici despre un personaj, dragii mei, dragile mele, mai ales dragile mele, acest partener al vostru care tot a dat bir cu fugiții într-o etapă anterioară între voi doi, da? Se pare că tu, draga mea, dacă ești femeie, ție ți-a plăcut foarte mult de acest om, de acest bărbat, da? Îl simpatizai, cel simpatizai, e puțin spus, erai îndrăgostită lulea de acest bărbat, da? Și tocmai faptul că tu erai nebună după el, ca să nu zic altfel, da? Îl făcea pe acest partener al tău să se fofileze din această conexiune, să nu încerce să intre în relație cu tine, da? Pentru că era ca și cum această persoană se simțea se simțea cotropită de către tine, da? Adică ca și când se simțea că tu vrei să iei puterea, da? O putere pe care fără doar și poate această persoană o are, da? A avut-o întotdeauna. Este o putere magnetică pe care s-a manifestat și în această relație cu tine, draga mea. Și iată că această persoană a evitat această conexiune cu tine, da? O perioadă de timp. Dar lucrurile s-au mai schimbat între timp, pentru că văd că această persoană își dă seama din ce în ce mai mult că fugind de tine, de fapt nu a făcut altceva decât să fugă de el însuși. Da? Cum a reușit să-și dea seama de acest lucru? Pentru că între timp tu ți-ai mai revenit în fire, ca să zic așa, ai trecut și tu prin experiențele tale de viață, ți-ai luat lecțiile din acele experiențe, da? Și ai învățat că trebuie să te iubești, să te respecti mai mult. Da, hai să vedem și următoarea carte. Da, este foarte clar că urmează sau poate că în prezent se manifestă o perioadă în viața ta, dragul meu sau draga mea, în care această persoană este indecisă, da? Se joacă oarecum de-a șoarecele cu pisica cu tine și astfel încât te face să nu mai știi ce să crezi despre el, despre ea sau chiar și despre tine, despre sentimentele tale față de el sau față de ea, da? Uneori te întrebi tu pe tine, oare ce mai simt față de această persoană? Oare dragostea mea pentru el sau pentru ea s-a schimbat într-un fel? Oare aș putea să renunț vreodată la această ființă? Aș putea să trăiesc vreodată fără ideea de a-l avea sau de a o avea în viața mea? Ei bine, dragii mei, dragile mele, se pare că atât dumneavoastră, atât voi, da, cât și acest partener sau acest partener ideal, ca să-i spun așa, aveți o situație indecisă în viața dumneavoastră în aceste momente, da? Nu vă puteți hotărâ cam ce vă doriți pentru voi, pentru viața voastră în perioada următoare. Aveți aceste sentimente contradictorii, cel puțin deocamdată, da? Nu vă simțiți siguri de relația pe care o aveți cu această persoană, fie că unii dintre voi ați fost angajați în relație cu această ființă, fie că alții doar ați visat la această persoană și cam atât, da? Sentimente amestecate, așadar. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că vorbim aici despre un contract la nivel de suflet pe care sunteți gata să îl semnați, chiar și între ghilimele, cu această persoană. Dragii mei, dragile mele, simt că această ființă, partenerul sau partenera voastră, de data aceasta va veni spre voi și nu va veni oricum. Văd că vei avea un noroc foarte mare, în sensul că tu oricum știi că nu ai putut și nu vei putea renunța niciodată la această persoană.
și știi foarte clar că de data aceasta el sau ea va fi silit sau silită să-ți spună adevărul. Da? Și chiar așa se va comporta față de tine, pentru că el sau ea simte că deja cam toate zarurile s-au aruncat în această poveste a voastră și a sosit momentul să vă dați arama pe față. Da? Oricum se pare că pentru unii dintre voi chiar nu mai aveți mult timp la dispoziție, în sensul că deja vă aflați la, cum să zic, la o vârstă respectabilă, da? La o vârstă destul de înaintată, la o vârstă la care nu vă mai permiteți să pierdeți timpul așa cu jucării, da? Cu joaca. Așadar, dragii mei, dragele mele, așteptați-vă la acest partener, partenera voastră, care să vină spre voi foarte decis sau foarte decisă să își exprime sentimentele în primul rând față de tine, dragul meu sau draga mea, și să îți spună, să îți arate că, de fapt, el sau ea și-a învățat lecțiile pe care le-a primit în momentul în care te-a ignorat, da? În momentul în care a fugit de relația cu tine, da? Prima carte din această etalare. Iată că aceste lecții au fost foarte dureroase pentru el sau pentru ea, și ceea ce a învățat din acestea este în primul rând că nu va mai întâlni și viața nu ar putea să-i mai scoată în cale vreodată o persoană așa cum ești tu, da? Așadar, această persoană simte acum că, într-adevăr, a pierdut foarte mult în momentul în care te-a ignorat. Da, și vrea să-și repare greșeala. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că vedem aici, da, vedem un motiv, da, este ca o explicație pe care această persoană ți-o va oferi în perioada următoare, o explicație pentru tăcerea sa, pentru faptul că te-a ignorat, pentru faptul că nu ți-a vorbit, pentru faptul că nu ți-a transmis niciun mesaj o perioadă de timp, da, pentru faptul că a fost distant, a fost rece față de tine. Da, de ce s-a comportat așa față de tine, dragul meu sau draga mea? Iată că a făcut-o dintr-un motiv foarte simplu de aflat, și anume acela că el sau ea se cunoaște foarte bine pe sine însuși sau pe sine însă și știe că el sau ea este o persoană care adesea nu se poate stăpâni să spună lucrurilor pe nume, și acele lucruri pe nume s-ar putea să rănească persoana din fața lui, da? Sau a ei. Așadar, această persoană, de teama de a nu te răni cumva prin lucrurile pe care ți le-ar fi putut spune, pur și simplu a evitat să vină în fața ta. Da? Din această teamă, dragul meu sau draga mea, din teama de a fi prea sincer sau prea sinceră, sau din teama de a-ți vorbi, de fapt, din temerile sale, da? Din fricile sale, de a se manifesta prin fricile sale. Pentru că, de fapt, ceea ce ți-ar fi spus în acele momente când nu-și dorea altceva decât să se ascundă de tine, ar fi fost fals, da? Nu ar fi fost nici de cum adevărat. Dar iată că această persoană își dorește acum să-ți spună adevărul și va veni foarte asumat spre tine sau asumată. Da, această ființă iată că dorește să își exprime adevărul său, da? Adevărul vieții sale, adevărul pe care el sau ea l-a învățat până acum din viața sa. Este un adevăr care este diferit de al altora, da? Așadar, așteaptă-te ca să afli de la această persoană un adevăr pe care ți-l poate spune numai el sau numai ea, da? Pentru că se referă la viața sa, este irepetabil acest adevăr și nu ți-l poate spune decât el sau ea, da? Da, această persoană ar dori în primul rând ca în momentul în care el sau ea va veni spre tine, tu să încetezi să îl mai compari sau să o mai compari cu altcineva, da? Sau chiar și cu persoana care el sau ea a fost acum câțiva ani, da? Pentru aceia dintre voi care vă cunoașteți de mai mulți ani. De exemplu, unii dintre voi vă puteți afla într-o relație care durează de zeci de ani, să zic așa, de 20, de 30 de ani din tinerețea voastră, și în momentul în care ați cunoscut această persoană, ea era la apogeu, da? Adică la apogeul frumuseții, la apogeul atractivității sale din toate punctele de vedere. Și tu, da, într-adevăr, l-ai cunoscut în acele momente și era de la sine înțeles că te poți îndrăgosti foarte lesne de acea persoană, dar acum se pare că lucrurile s-au mai schimbat. Nu neapărat că această persoană s-a schimbat în rău, dar oricum
și cu timpul care a trecut între voi, da, lucrurile s-au mai așezat puțin în sufletul dumneavoastră, astfel încât parcă nu mai simțiți acea atracție irezistibilă față de această persoană, dar totuși nu puteți să ștergeți din inima voastră amintirea lui sau amintirea ei sau faptul sau acele sentimente pe care le-a trezit prima oară, prima voastră întrevedere în această viață, da, sau întâlnirile pe care le-ați avut, aceia dintre voi care v-ați întâlnit, discuțiile pe care le-ați avut, ceea ce v-ați spus, ce v-ați transmis unul altuia și așa mai departe, da? Toată această conexiune care s-a creat în timp între voi. Da, așadar, dragul meu, draga mea, va trebui să accepți că această persoană este diferită de restul lumii, da? Este diferită de orice alt tip de om pe care ai fi dorit să-l cunoști. Și iată că vorbim aici și despre Luna, cartea Luna din Arcana Majoră, cartea cu numărul 18, care vine să-ți vorbească despre sentimente ascunse, despre vise, vise premonitorii care posibil să le, pe care posibil să le aveți unii dintre voi. Da, multe lucruri care vor ieși la lumină, faptul că voi doriți să vă descotorosiți din ce în ce mai mult de de frici, de temeri, de limitări pe care vi le-ați impus până acum, da? Vreți să vă descotorosiți de resentimente pe care le-ați adunat de-a lungul timpului față de anumite persoane, chiar și față de această persoană, da? Poate pentru faptul că nu a acționat la timp în relația cu voi, da? Vreți să vă eliberați odată pentru totdeauna de tot acest bagaj sentimental, emoțional, nu știu cum să-i spun. Și probabil că veți reuși să faceți acest lucru pentru că vă doriți foarte mult să o luați din loc, da? Vă doriți foarte mult să vă schimbați viața și vă doriți să o schimbați într-un sens din care să nu vă mai doriți să ajungeți în alt loc, da? Într-un alt loc mai bun. Hai să mai luăm o carte. Iată că avem aici 6 de pentacule, o altă carte foarte bună din tarot care îmi vorbește despre o stare de echilibru, despre faptul că unii dintre voi poate că v-ați dorit să fiți mai cheltuitori sau alții dintre voi v-ați dorit să câștigați un anumit succes în viața dumneavoastră, da? Sau poate că alții ați dorit să câștigați mai mulți bani, se leagă de succes, da? Un anumit succes într-un anumit domeniu în care ați activat. Ceva ce v-a interesat foarte mult să faceți cu viața voastră și ce ați reușit să faceți până acum, da? Pentru a câștiga respectul oamenilor și pentru a câștiga veniturile de care să vă bucurați acum, da? Dar iată că acest lucru nu va însemna că voi veți deveni mai cheltuitori decât trebuie, nu? De ce? Pentru că vă doriți să vă prezervați această resursă financiară, având în vedere că nu știți ce vă așteaptă, da? Având în vedere că doriți să fiți foarte prevăzători în legătură cu viitorul vostru. Din acest punct de vedere, mai simt aici că această persoană a voastră este foarte stabilă din punct de vedere financiar și este posibil ca la un moment dat să fi dorit să vă facă un cadou. Un cadou care pe voi să vă uimească, care pentru voi posibil să fi însemnat foarte mult atunci, la vremea aceea, și de aceea s-a răzgândit, da? Având în vedere că și-a dat seama de impactul pe care acel cadou l-ar fi avut asupra ta, a renunțat să ți-l mai facă, da? Dar asta nu înseamnă că el sau ea nu ar dori să te recompenseze într-un fel pentru toată energia pe care ai canalizat-o spre el sau spre ea în toată această perioadă, energia pozitivă, da? La asta mă refer. Și hai să mai vedem încă o carte. Iată că avem aici un 2 de pentagrame, dragii mei, o altă carte foarte bună, așadar pentru zodiile de pământ se pare că este în primul rând această etalare și această carte vorbește în primul rând despre o alegere, despre faptul că voi va trebui sau poate persoana voastră va trebui să aleagă între două persoane, da? Este posibil ca el sau ea să fie în prezent cu altcineva și să trebuiască să aleagă o dată pentru totdeauna, da? Să aleagă dacă rămâne cu persoana respectivă sau dacă își dorește să vină spre tine, da? Dacă își dorește să aleagă cu sufletul, exact așa cum am spus mai devreme, da? Această persoană nu își dorește să se mai mintă și de data aceasta este menită să-ți spună adevărul. Da, și tu vei fi, bineînțeles, foarte curioasă curios să afli acest adevăr. Hai să vedem și următoarea carte.
Îngerași și romantici doresc să-ți spună că aceasta este o relație dintr-o viață anterioară, nici nu mai era nevoie să precizez acest lucru, este clar că sunteți suflete pereche, ați cunoscut această persoană înainte de această viață, este clar că pe voi lucrurile acestea nu vă mai miră foarte mult sau nu vă sperie nici atât, dar este un lucru pe care l-ați acceptat de mult și un lucru care vă bucură, da? Vă bucură sufletul. Și hai să mai luăm o carte. Dragoste. Da, nu mai e nevoie să vă spun că dragostea învinge totul, da? Știți acest adevăr. Așadar, și în povestea voastră de dragoste, se pare că iubirea dintre voi doi va învinge, da? Veți fi într-un final împreună. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragile mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!